pătrundem pe off-road. Hai că e bine. Iată că plouă. Doamne, cum sare nămolul de la roți. Ia căprioara. Mamă, ce fain a fost asta. Super. Hai să încheie acest concurs. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod. Mă aflu în comuna Derska, județul Botoșani, unde voi participa pentru a doua oară consecutiv la Maratonul Nordului. Mi-am ridicat kitul de start. Haideți să vedem ce conține. Am numărul de concurs primit pentru traseul scurt, un praf de la Ethic Sport, o brățară pentru masa de prânz și mult așteptatul tricou. Iată ce fain e! Aceea a fost atmosfera de la start. Haideți să vedem și bicicleta. Iată-o. E pregătită. Se anunță ploaie, astfel că va fi interesant. Este primul meu concurs pe o astfel de vreme. Să vedem ce va fi. 5, 4, 3, 2, 1. Și am plecat. Trebuie avut grijă pe asfaltul ud. Pătrundem pe off-road. Greuț la deal. Bine, măcar că nu este soare. Să ne moaie. Ne moaie apa. Am ajuns la steaguri. Și urmează prima coborâre. Hai că e bine. O, oh, Doamne. Sper să ajung în siguranță acolo jos. Minunat. Sar pietricelele. Opa. Aici e ceva mai serios. Știu de anul trecut. M-am coborât de pe bicicletă anul ăsta. Rămân pe ea. Asta e. Și încă o coborâre. Să încerc să merg pe mijloc. Doamne, cât e de fain la Maratonul Nordului! Mulțumim, Valeriu Catargiu! Ai făcut treabă bună și anul acesta! Stânga! Iată o atenționare de coborâre periculoasă cu 3 săgeți. Am trecut cu bine. Și continuăm. Iată că plouă. Sper să nu vă afecteze imaginea prea mult.
Aici poate deveni lunecos. Bă, dar ce ghinion, ce ploaie, mă. Deci plouă, plouă bine. Sper să nu rămân fără frâne. Nu prea îmi place. Doamne, cum sare nămolul de la roți. Ce caut eu pe aici, doamne? A? Ce bine era pe canapea. Ia ziceți voi. Cum e să te uiți pe YouTube la un clip cu mountain bike? La căldurică? Cu o cafeluță? Mamă, bucioasa! Doamne, am mâncat pământ! Stânga. Puh, băgaș. Vai, mamă. Ce e aici, doamne? Vai. Priviți un pic cum arată bicicleta. Cum arăt eu, salut. Vai, mamă. Mai contează eu bicicleta să fie bine. Mulți concurenți cu probleme la lanț. Deocamdată noi stăm bine. Ei, și am ajuns în pădure. Roțile sunt pline de nămol. Mulți concurenți opriți cu diverse probleme. Să vedem cum mă descurc eu aici. Pare că nu am frână deloc. Așa că voi merge încet. Siguranța este prioritatea numărul 1. Grijă aici să nu alunec. Mi-ar plăcea să nu fiu nevoit să cobor de pe bicicletă. Și iată că am reușit. Hei, ce frumos era dacă era uscat. Acum cu bicicleta asta full suspension. Mamă, mamă, ce mai dădeam la vale. Oh.
Pa! Oh! Minunată trecere! Ușor la Valea Cipriane, să ajungem acasă cu bine. Și am ieșit din pădure. Coborâre pe pietriș. Din nou, prudență, grijă. Nu vreau să cad. Și acum o urcare corectă. Iată, în dreapta, aceeași văcuță ca și anul trecut. Nu pot să cred. Ce faci, mamă? Ai rămas aici? Uite, m-a și încurcat văcuța. Chiar nu voiam să întrerup. Încălzim un pic frânele. Și ne duce la vale. Opa! Crenguțe, rădăcini, distracție. Ia să mai leg eu trasa asta de mijloc. Mă bucur că s-a oprit ploaia. Ia căprioara! Ha-ha!
Nu mă așteptam să apară. Cred că nici ea nu se aștepta să apar eu. Și să vedem un pic priveliștea. Da, da, da. Minunat. Am tras un pic până acum. Da, a fost bine. A început iar să picure. Da, deja e ud pe jos. Bravo. Mamă, ce fain a fost asta. Asta-i, bă, maratonul Nordului. Coborâri spectaculoase. Mult de muncă, ce-i drept. Dar fără muncă nu ai rezultate, așa-i? Nici satisfacție. Iar la aceste concursuri, satisfacțiile sunt coborârile și medalia de finisher. Cel puțin pentru mine. Ce avem noi aici? Pic de mâl. Nimic de speriat. Bravo, puștule, bravo! Mergi foarte bine! Ce mi-s dragi copiii ăștia care vin la concursuri! Și culmea, merg foarte bine, cot la cot cu adulții!
și eu cu juniorul meu la Gudiuc. Primul lui concurs a fost o cursă de 200 de metri bicicletă fără pedale. Între timp am învățat să meargă fără roți ajutătoare și sper să-l vedem și pe el la concursuri. Iată ce coborâre pe final. Deliciu. Super. Am ieșit la civilizație. Nu mai pot, sunt rupt. Dar mă simt bine, știți cum zic? Ah. Și cu ultimile puteri, hai să încheie acest concurs. Bravo copii, mulțumim frumos! Ia să vedem cine mai sosește! Hai cu aplauzele! Bun, dragilor! Iată că am mai bifat încă o competiție. Maratonul Nordului de Erska 2024, a doua oară consecutivă aici, la Botoșani. Iată și frumusețea de medalie obținută. Priviți cum arată bicicleta care, apropo, s-a comportat exemplar. Nu mi-a cauzat probleme deloc pe traseu. Am întâlnit mulți concurenți care aveau diverse probleme pe la lanț, pe la roți, frâne. Însă acest Cube Full Suspension s-a comportat exemplar. Asta nu e tot, dragi prieteni. La finish mi s-a comunicat că ar fi terminat al doilea la categorie, 30-39 de ani. Să vedem dacă voi urca pe podium. Ar fi prima dată în viața mea. Sunt foarte entuziasmat, am emoții. Locul 2 la masculin 30-39 de ani merge astăzi la Ciprian Avarvarei. Bun! Cam atât pentru astăzi. Eu mă voi retrage să mănânc ceva, apoi mă voi îndrepta către Roman. Până data viitoare, vă salut și vă urez numai bine!